Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre culturile asociate. E bine să știm că unele plante se înțeleg bine, altele nu, la fel ca și oamenii. Unele au simpatii, altele au antipatii. E bine să studiem un pic, să știm ce anume e bine să plantăm, unde și cum. Despre plantarea combinată este folosită în mod special în permacultură, dar și în agricultura tradițională. Asta înseamnă că două sau mai multe tipuri de plante diferite sunt plantate pe aceeași parcelă, sunt denumite plante companion, sunt plantate împreună cu scopul de a se susține una pe cealaltă sau de a se proteja de anumiți dăunători și de a favoriza una alteia dezvoltarea. Așadar, să existe o anumită simbioză între plantele alese a fi cultivate pe o anumită parcelă. Prin mirosurile pe care le emană anumite plante, sunt foarte eficiente în alungarea anumitor dăunători. Astfel, usturoiul ține la distanță afidele care atacă roșiile, purecii care atacă varza sau viermii care atacă morcovul. Ceapa, prazul și arpagicul protejează morcovul de nematozi și musculițe, alungă melcii și afidele, dar și morcovul alungă musca cepei. Plantele aromatice alungă dăunătorii prin uleiurile volatile puternice care le emană. Cimbrul și cimbrișorul alungă fluturele alb al verzei. Busuiocul merge foarte bine cu roșiile. Lavanda este un puternic insecticid atât la interior, unde alungă molile sau țânțarii, cât și în grădină, fiind o excelentă plantă companion pentru trandafiri sau alte plante sensibile la atacul furnicilor, puricilor, afidelor. Țelina alungă fluturele verzei, crăițele alungă păduchii roșiilor, ardeilor sau vinetelor, dar și melcii care atacă căpșunii sau nematozii care atacă morcovii, roșiile, fasolea, mazărea și altele. Crăița protejează atât prin substanțe eliberate de rădăcină, cât și prin cele emanate de flori. Urzica și hranul alungă gândacul de colorado. Condurașii țin melcii la distanță și năsturelul alungă musculițele albe și gândacii dovlecilor. Putem folosi plantele pentru a atrage dăunătorii, sunt așa zisele plante capcană. Tătăneasa reprezintă o plantă capcană pentru melci, deci este bine să o cultivăm în jurul preajma salatei și căpșunilor. Mușcatele și petuniile atrag paraziții roșiilor, ardeiului, vinetei, dar și a trandafirului. Condurașii atrag furnicile, afidele și omizile. Năsturelul atrage puricii ce afectează diverse legume. Acum haideți să vedem care sunt plantele care se împacă bine și care sunt plantele care, din potrivă, nu se suportă una lângă cealaltă. Ei bine, vom începe cu mărarul, asociere favorabilă alături de mărar. Brocoli, castraveți, ceapă, coriandru, conopidă, fasole, gulie, morcov, tomate, varză, salvie. Asociere nefavorabilă, chimen. Așadar, nu vom pune mărar lângă chimen. Culturi asociate pentru morcov. Asociere favorabilă avem usturoi, mărar, varză, arpagic, ceapă, praz, mazăre, salată, sfeclă, tomate, ardei, castraveți, cartofi, rozmarin, salvie. Asocieri nefavorabile, anason, mentă, țelină, păstârnac. Morcovul înflorit atrage insecte prădătoare, alungă musca cepei, iar ceapa alungă musca morcovului. Combinația morcov, rozmarin, salvie ține muștele dăunătoare la distanță. Culturi asociate pentru păstârnac,
asociere favorabilă, ardei, cartofi, fasole, tomate, usturoi, ridichi, mazăre. Asociere nefavorabilă, morcov, țelină, chimen. Florile de păstârnac atrag insecte utile. Culturi asociate pentru pătrunjel. Asociere favorabilă, ardei, porumb dulce, tomate, sfeclă, varză, mazăre, asparagus. Asociere nefavorabilă, morcov, țelină, chimen, mentă, salată, usturoi. Pătrunjelul atrage insectele benefice. Culturi asociate pentru roșii. Asociere favorabilă, morcov, țelină, spanac, ceapă, praz, salată, sparanghel, gălbenele, mentă, oregano, petunia, salvie, mușcate, crăițe, conduraș, limba mielului. Asociere nefavorabilă, sfeclă, varză roșie, fenicul, mazăre, rozmarin, cartofi, căpșuni, castraveți, conopidă, fasole. Tomatele alungă gândacul de asparagus. Petunile și mușcatele atrag afidele purtătoare de virusuri, ce atacă tomatele. Condurașii atrag insecte prădătoare, resping musculița albă. Culturi asociate pentru salată, asociere favorabilă, mărar, sfeclă roșie, limba mielului, castravete, varză, gulie, spanac, fasole, ridichi, tomate, sparanghel, crăițe, ceapă, morcovi, căpșuni. Culturi asociate pentru ardei, asociere favorabilă, castraveți, ceapă, dovleac, dovlecei, mazăre, morcov, pătrunjel, praz, roșii, rozmarin, sfeclă, usturoi, leuștean, busuioc, oregano. Asociere nefavorabilă, conopidă, brocoli, fasole, gulie, varză. Culturi asociate pentru castraveți, asociere favorabilă, țelină, varză, fasole urcătoare, salată, ceapă, cartofi timpuriu, ardei, brocoli, mazăre, morcov, sfeclă, usturoi, cimbru, limba mielului, fenicul, mărar, gălbenele, ridichi. Asociere nefavorabilă, hrean, pepene, tomate, salvie, spanac. Condurașii și ridichile resping dăunătorii de pe castraveți. Culturi asociate pentru dovleac, asociere favorabilă, mazăre, salată, ridichi, fasole, hrișcă, petunie. Asociere nefavorabilă, cartofi și varză. Dovleacul atrage insecte benefice. Culturi asociate pentru fasolea urcătoare. Asociere favorabilă, castravete, salată, spanac, morcov, porumb dulce, varză, conopidă. Asociere nefavorabilă, usturoi, ceapă, praz, mazăre, tomate, salvie. Culturi asociate pentru fasolea pitică. Asociere favorabilă, castravete, căpșuni, sfeclă, morcov, cimbru. Asociere nefavorabilă, fenicul, ceapă, usturoi, tomate, salvie. Culturi asociate pentru leuștean. Asociere favorabilă, toate plantele. Asociere nefavorabilă, rubarba. Culturi asociate pentru țelină. Asociere favorabilă, varza, spanac, fasole, praz, mazăre, tomate, conopidă, mărar, castraveți, cartofi, usturoi. Asociere nefavorabilă, morcov, păstârnac, pătrunjel, salată. Culturi asociate pentru vinete. Asociere favorabilă, anghinare, ardei, cimbrișor, ceapă, arbacic, fasole, mazăre, mentă, praz, tomate, crăițe. Culturi asociate pentru busuioc. Asociere favorabilă, tomate, sparanghel, pătrunjel, anason, gălbenele, mușețel, oregano, petunia, pătrunjel, crăițe, varză, fasole. Asociere nefavorabilă, salvie. Culturi asociate pentru pepenele galben și roșu. Asociere favorabilă, porumb, mazăre, ridichi, sfeclă roșie. Asociere nefavorabilă, castraveți. Bun. Dragilor, acestea fiind spuse, eu mă opresc aici momentan și desigur voi reveni și cu alte videoclipuri referitoare la, mai ales la asocierea plantelor. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci vă doresc multă sănătate și spor la treabă. La revedere!